Bună, draga mea urmăritoare! După cum ți-am promis într-un tutorial anterior, am să îți arăt cum se curăță corect pensulele. Sunt mai multe variante, diferiți trainer recomandă așa sau așa sau așa. Acum fiecare se ia după ce crede de cuviință. Eu mă iau după ce am învățat de la trainerul meu favorit și anume o să fac o demonstrație. Am aici gelul G8.7 de la Noblesse Nails, un gel color foarte pigmentat, albastru, sidefat. Haideți să vă fac puțină poftă, să vedeți ce frumos e. Apropo, puteți să-l comandați dacă doriți. Pensula este tot de la Noblesse, limbă de pisică, nu se mai vede deja scrisul pe ea, dar, după cum spuneam, puteți să vă plasați o comandă la Noblesse Nails fără nicio problemă. Pentru o reducere de 10%, pune codul Ionela în secțiunea voucher sau cod reducere, cum scrie acolo, și primești 10% reducere la comenzi de minim 100 de lei. Atenție! Pe lângă acestea poți să-ți mai comanzi gelul roșu, tot de la ei, G3.5, este unul dintre favoritele mele. Și la fel, unul dintre favoritele mele, gelul Skin So Sexy Cover Forming. Îmi place foarte mult să lucrez cu el și la construcție și la întreținere. Bun, cred că am reușit să îmbib destul de bine albastru în pensulica mea, așa că iată. Da, este pentru prima dată când fac un video, oarecum să zic așa, în direct. Da? O variantă de curățare a pensulelor este așa. Doar să curățăm pensula de un șervețel uscat, de acest tip, fin, subțire, și doar atât. Da? Se presupune că ar trebui să-mi fi rămas gel albastru în pensulă, însă pentru că de obicei lucrez cu această pensulă doar la gel clear sau cover, nu mi-a rămas gel albastru, dar o să continuăm demonstrația tot așa, da? Aceasta ar fi doar o variantă de curățare și se presupune că e îndeajuns. Asta pentru că trebuie să avem o pensulă pentru geluri cover și clear, o altă pensulă pentru geluri color închise și o altă pensulă pentru geluri color deschise. Și nu mai știu câte pensule, o pensulă pentru geluri sidefate, o pensulă mai veche, mai stricată pentru atunci când vrem să punem sclipici cu ea ca să nu ne stricăm o pensulă nouă și tot așa mai departe, adică mai multe pensule. Pentru pensule ieftine, ca să vă permiteți să tot schimbați pensulele, pentru că am aici lângă mine câteva pensule rămase de la cursuri în ideea că nu mai sunt bune și le voi arunca sau le voi păstra pentru ideea de a aplica sclipici cu ele. Ca să vă permite să tot aruncați pensule, spuneam, aceste pensule roz, Nail Art Brush 4, sau sunt alte pensule, cum doamne se numesc, Miley, le puteți achiziționa la un preț foarte bun și anume de aproximativ 3 lei, dacă nu mă înșel, de pe site-ul unghiifalseangro.ro. Sincer, la prețul ăsta ne permitem să tot aruncăm pensule una și luna, da? Eu am aici încă niște pensule BAF numărul 4, sunt foarte, foarte ok, dar e păcat să arunci pensule atât de des, da, de la BAF. Având în vedere că prețul lor nu este unul așa, de 3 lei. Bun, și atunci, bineînțeles că vă recomand și aceste pensule, dar dacă credeți că le îngrijiți foarte bine. Cum îngrijim pensulele? Le ținem în loc închis de lumină, da? Să nu aibă lumina zilei, lumină, da? Lumina naturală, să nu aibă deloc peste ele. Le puteți ține ori într-un dulăpior, ori fără să fie dulapul închis, da? Pe orice raft unde vreți voi, dar să fie într-un penar din acela special de pensule, da? Foarte, foarte puțin pe aceasta o mai pot folosi, dar uite, dacă îndoi de ea, ia uite cum e aproape lipicită una de cealaltă. Au și un sunet special când le îndoi, pentru că deja sunt foarte întărite. Ia, iată ce urât se face asta. Cu ea am aplicat deja ceva SIDEF, ceva pigmentel,
dar mă rog. Păcat, pentru că sunt stricate deja. Cursantele nu prețuiesc foarte tare de obicei și ia uite, plină de gel, rămasă, da? Nicio problemă, pentru că mi-am asumat acest lucru încă de la început, eu le voi arunca și voi pune altele noi la dispoziția cursantelor. Bun, a doua variantă de curățare a pensulelor și cea care eu o practic este, după ce am curățat pensula așa de un șervețel uscat, este să folosesc un cleaner. Eu folosesc cleaner de la BAF, îmi place foarte mult. Folosim cleaner, punem pe șervețel, pe același tip de șervețel sau pe paduri sau pe dischete, chiar și pe dischete puteți face acest lucru și vom șterge pensula prin această mișcare. Da? Aceasta este mișcarea corectă prin care putem curăța pensula. Să nu vă prind că faceți așa sau nu știu, ceva de genul, dar nu e bine. Scuzați-mi expresia să nu vă prind. Nu așa vreau să spun, dar ceva de genul. Să nu faceți asta pentru că vă veți strica pensulele și este păcat de ele. Ei, pentru că după această etapă, pensula nu mai rămâne unită, firele ei se desprind unele de celelalte. Nu știu dacă reușesc să vă arăt aici, mai ales că am și mănușă. Vedeți cum se răsfiră firuțele? Nu mai sunt lipite din cauza cleanerului, pentru că el ce face? Degresează, deshidratează și dezinfectează. Din această cauză, pensula rămâne nehidratată, da? Fiind deshidratată cu ajutorul cleanerului. Îndoi șervețelul acesta să nu-mi stric planșa de pe biroul meu, să nu mătuiesc din cauza cleanerului și trecem la următoarea etapă, da? Acum a rămas pensula mea deshidratată. Ce fac să nu rămână deshidratată? Îmi iau o sticluță de rubber base, da? De o jos semipermanentă rubber. Aceasta este rubber base natural de la Noblesse Nail și pe aceasta puteți să o achiziționați dacă puneți totuși o comandă. Ia uitați ce roz frumos și pot să spun despre el că este și foarte natural, nu e foarte pigmentat astfel încât să devină roz, roz bombon. Multora nu le place rozul acela atât de bombon. Și pe orice suprafață lucioasă, de exemplu în cazul meu o să pun pe birou, da? Atâta cantitate de produs, în funcție de câte pensule ai, poți să pui mai mult produs. Doar cu rubber base puteți face această procedură, nu faceți cu gel sau cu altceva, știu eu ce. Cu rubber base e cel mai indicat. Și îmbibați pensula în rubber base. Astfel, ea va deveni din nou hidratată. Hidratată însemnând să aibă produs între fire ca să le mențină unite și umede, nu uscate. Da? Iată cum se răsfiră. Da? Am absorbit aproape tot rubber base, mai ales pentru că această pensulă este una mare, e 6 dacă nu mă înșel. Și în același șervețel am să șterg puțin acum cu partea aceasta ca să nu mă zgălesc. Da, în același șervețel voi reveni și voi șterge pensula de rubber base. Nu foarte apăsat, voi trage așa, dar nu foarte apăsat, cum spuneam. O dată sau de două ori. Iată cum se vede că mai are puțin produs pe ea și că firele sunt lipicioase și perfect unite. Cam aceasta este procedura de curățare și hidratare a pensulelor. Mie îmi place chiar să adun firuțele astea ca să se păstreze forma limbă de pisică. Iar apoi le păstrez într-un suport de genul acesta și le pun în dulăpior. În dulăpior nu ajunge lumina zilei, astfel că nu mă deranjează să nu fie într-un penar special pentru pensule. Bun, acesta a fost tutorialul de astăzi, draga mea
urmăritoare, îți mulțumesc pentru că ai urmărit și ne vedem data viitoare. Ai grijă de pensulele tale pentru că sunt ustensilele cu care tu lucrezi. Te pup, draga mea, ai grijă de tine!